Dragilor, azi o să pregătim niște fursecuri sau biscuiți de casă cu picături de ciocolată și migdale. Haideți cu mine la bucătărie să vedeți rețeta pas cu pas. Avem nevoie de două ouă pe care le vom sparge într-un bol mai mare. Peste ele adăugăm și un praf de sare. Iar apoi le vom bate cu telul cât să le omogenizăm. Apoi adăugăm 7 linguri de zahăr și continuăm să batem cu telul pentru a l încorpora foarte bine. Punem și o linguriță esență de vanilie, sau puteți să o schimbați cu aroma care vă place. Apoi adăugăm și 6 linguri de ulei, eu am folosit ulei de cocos, însă dacă nu o aveți puteți să folosiți pur și simplu uleiul de floarea soarelui. Mai batem încă un pic cu telul pentru a încorpora și uleiul. Acum dăm deoparte acest castron și în continuare ne vom ocupa de ingredientele uscate și anume făina. Eu am folosit în acest caz făină de ovăz, însă foarte bine puteți să folosiți și făina de grâu. Peste făină adăugăm și 100 de grame de migdale măcinate. Punem și o linguriță de praf de copt, iar apoi amestecăm totul foarte bine cu ajutorul unei spatule. Iar acum pur și simplu luăm cu o lingură din ingredientele uscate și adăugăm peste cele lichide. Amestecăm pur și simplu cu ajutorul unei furculițe pentru a le încorpora. Puteți să faceți acest lucru și cu ajutorul unui robot de bucătărie, însă după cum vedeți și la mână se face foarte ușor. Dacă veți folosi fulgi de ovăz ca și mine, trebuie să îi măcinați foarte bine înainte pentru a se transforma în făina de ovăz. În cazul în care observați că aluatul va ieși foarte vârtos din anumite motive, cum ar fi făina foarte uscată, atunci puteți să adăugați una-două linguri de lapte pentru a lămuia foarte puțin. Acum putem să adăugăm și o mână de muguri de pin, care sunt foarte gustoși și sănătoși, și de asemenea două mâini sau în jur de 60-70 de grame de picături de ciocolată. Amestecăm încă puțin pentru a le incorpora și pe acestea. Compoziția pentru biscuiți este gata. Am alături și tava tapetată cu hârtie de copt și, bineînțeles, puțin ulei cu care îmi voi unge mâinile pentru a începe să dau formă biscuiților. Pur și simplu ne ungem mâinile cu ulei, după care luăm bucăți aproximativ egale din aluat, formăm biluțe, după care le vom așeza pe hârtia de copt. După cum vedeți, procedeul este unul foarte simplu și rapid și nu avem nevoie de niciun fel de aparat pentru a da formă fursecurilor. După ce le-am așezat pe toate în tavă, le punem la cuptorul preîncălzit la 180 de grade Celsius, căldură de sus și de jos, pentru aproximativ 25-30 de minute. Așa arată fursecurile după 30 de minute. Sunt foarte bine făcute, după cum vedeți ele s-au crăpat foarte puțin, dar așa este normal. Le lăsăm să se răcească, după care le putem consuma. În cazul în care doriți să le dați un aspect și mai plăcut, puteți să le pudrați și cu zahăr pudră. Eu în acest caz am preferat să le las așa pentru a fi un pic mai sănătoase. Dat fiindcă la aceste fursecuri eu nu am folosit zahărul tos, am folosit zahăr de mesteacă. Puteți și voi să folosiți orice alt tip de îndulcitor și așa veți obține niște fursecuri sănătoase și foarte gustoase. Dacă aveți vreo nelămurire sau vreți să înlocuiți un anumit ingredient din această rețetă, vă aștept să îmi spuneți în comentarii. Dragilor, sper că v-a plăcut această idee de fursecuri sau biscuiți de casă cu picături de ciocolată și migdale. Eu vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept și la videoclipul următor. Numai bine tuturor!